În următorul interviu vom vorbi despre comunitate în domeniul IT, dar și despre alegerea modului de lucru, despre conceptele Hubs și Game of Pods. Așadar, îl avem alături de noi pe Robert Stoian, Community Manager. Bună și mulțumesc pentru interviu! Cu drag, plăcerea este de partea mea, mulțumesc pentru invitație! Vom începe scurt și la obiect, așa, o primă întrebare. Câți angajați aveți în prezent? În momentul de față suntem peste 2500 de angajați, recrutăm național, suntem în continuare în căutare de colegi pasionați de tehnologie. Bun. Ce înseamnă, am zis că o să vorbim puțin despre comunitate, industria IT, ce înseamnă să fie o comunitate în industria IT? Pot să vă povestesc cum arată la noi conceptul de comunitate. Suntem o comunitate de practică. Asta înseamnă că avem scopuri comune, avem aceeași pasiune pentru tehnologie, urmărim aceleași lucruri, în același timp punem la dispoziție uneltele pentru ca toți colegii din comunitate să-și poată atinge obiectivele de carieră, să simtă că pot face schimb de experiență și de tehnologie. Așadar, o mare familie, dacă putem spune așa. O mare familie axată pe creșterea tehnică. Să înțeleg că una dintre aceste soluții de retenție a angajaților să fie cât mai mare este aceasta, să fie un mediu de lucru cât mai plăcut, familial. Da, comunitatea determină un sens al comunității, în același timp determină un sentiment de apartenență și este unul dintre marile aturi pe care le avem. Colegii se simt fericiți, se simt apreciați, se simt ascultați și simt că atenția este acolo unde își dorește ei să fie. Foarte, foarte frumos. Dacă poți să spui puțin și câte ceva despre metodele de recrutare și de retenție ale angajaților, colegilor, care vor face din viitoarea parte, din viitoarea mare familie. În feedback-ul pe care îl strângem de la colegi, punctele principale au fost întotdeauna comunitatea și oamenii. Astfel, atunci când vrem să aducem colegi către noi și să-i păstrăm pe cei pe care îi avem, ne bazăm foarte mult pe lucrurile pe care le facem. Astfel, oferim vizibilitate în piață pe lucrurile pe care le avem și ne bazăm foarte mult pe recomandările care vin de la colegii pe care deja se simt bine în interiorul companiei. Foarte frumos, mă bucur să aud că există și astfel de companii în care lumea este mulțumită și este un mediu de lucru cald și plăcut. Mulțumesc pentru interviu. Cu drag, mulțumesc și eu.